Reabilitarea unor străzi din municipiul Suceava care sunt prinse însă în proiectul contestat poate fi făcută după ce se efectuează reabilitarea rețelelor de apă. În acest sens sunt vizate cel puțin 4 străzi, pentru care ar fi necesare 2 milioane și jumătate de euro. În primul rând pe strada Traian Vuia, pe 3 tronsoane, 3 porțiuni, strada Traian Vuia, Cernăuț, Grigore Alexandru Ghica, să putem să reabilităm rețelele de apă, că discutăm în primul rând de apă, pe bani europeni. De asemenea, în strada Universității, pe un număr de 6 tronsoane, în strada Universității, de la intersecția Bulevardul George Enescu până la intersecția cu strada Alexandru cel Bun, și 2 porțiuni mai mici, strada Plevne și Ecaterina Teodoroiu. Pentru a nu o lua de la capăt cu licitațiile, șeful administrației publice locale speră ca săptămâna viitoare consultantul să atașeze la contract un act adițional prin care să existe continuitate la lucrări. Sper ca în urma discuțiilor pe care le vom avea cu consultantul săptămâna viitoare, am înțeles, vine la Suceava, firma Eptisa, care asigură consultanța la proiectul postului de mediu 2, să putem găsi o posibilitate de act adițional. În măsura în care nu se găsește această posibilitate, va fi foarte dificil să luăm de la capăt cu licitații, cu legea asta cât de greu merg lucrurile, se întârzie și atunci putem pune în pericol proiectul de reparatul străzilor până la data de 15 iulie. Sper să putem găsi în partea legală, pe de o parte, înțelegerea consultantului să se poată face un act adițional la constructori care lucrează astăzi în Suceava, respectiv firma Pfeiffer, în așa fel încât să finalizăm aceste lucrări pe fonduri europene.